ai absolvit, cum ar veni. Eu am absolvit, dacă o luăm așa pe tiparul ăsta al școlii, da? Eu am absolvit cu ghilimelele de rigoare Casa Iubirii, da? Adică am câștigat emisiune, mai pe românește. Eu n-am cum să mai fiu în Casa Iubirii. Gata. Pentru mine a trecut. Aurelia, în legătură cu ce am vorbit noi, nu o să pot să vin săptămâna asta, pentru că eu tocmai duminică seara mă întorc la București. Deci weekendul ăsta pică, să știi. Weekendul viitor cu siguranță 100%. Weekendul celălalt, pentru că weekendul ăsta pică. Pică pentru că nu o să pot să vin în București, vin tocmai duminică seara, pentru că sâmbătă am ceva de făcut aici, acasă la mine, și nu o să pot să mă întorc în București, mă întorc tocmai duminică seara. Așa că nu o să pot să vin să facem ce am discutat noi. Deci până săptămâna viitoare pică ce am discutat. Păi deja îți pierzi farmecul. Dacă te duci a treia oară în Casa Iubirii, deja îți pierzi tot farmecul. Adică nu mai ai haz. Deja a treia oară când te duci, ce cel mai a venit și pleacă la 2 ani. Ce să mai? Mi-a ajuns. Am stat din prima zi. Adică la Insula Iubirii, vă spun sincer, nu mă uit. Nu m-am uitat niciodată. Nici la Insula Iubirii, nici la Masterchef, nici la... Nu m-am uitat decât aici de emisiunea, de exemplu, Insula Iubirii. Nu mi-a plăcut niciodată. Nici n-am încercat să mă uit, vă spun sincer. Emisiunea o fi frumoasă, pentru că am văzut că se uită foarte multă lume la ea. Se uită foarte multă lume la Insula Iubirii, ce-i drept. Am văzut că este urmărită, doar că mie unul nu-mi place, nu mă prinde, nu... Na. Nu-mi place, Nicu, nu-mi place emisiunea. Dacă mie nu-mi place, iertați-mă, nu-mi place conceptul emisiunii. Pur și simplu. Nu m-aș duce la o emisiune de... Am văzut, da, am văzut că e Bianca Mitroi. Am văzut, da. Pur și simplu, mie nu-mi place emisiunea. Dar emisiunea o fi mișto, eu nu zic că nu. Doar că nu e pe gustul meu. Nu-mi place mie personal. Emisiunea, repet, o fi bună, o fi tare, o fi mișto, e ca lumea. Pentru că v-am zis, am văzut că foarte multe persoane se uită la Casa Iubirii. La Casa Iubirii, iertați-mă, la Insula Iubirii. Se uită foarte multe persoane la Insula Iubirii. O fi bună emisiunea, e mișto, are rating, se uită lumea la ea. Nu e pe gustul meu. Nu mă uit, sincer, nu m-am uitat niciodată. Am văzut niște TikTok-uri, dar nu înțeleg care e faza cu un băiat cu o pisică, nu știu, sau cu o fată cu o pisică. N-am înțeles exact povestea, dar am văzut că circula foarte mult pe internet. Ceva legat cu o pisică, n-am înțeles exact. De asta spun că am văzut că se uită foarte multe persoane la Insula Iubirii. Să mă uit la Insula Iubirii, doar că, na, dacă nu-mi place, ce să vă zic? Trebuie să te și prind așa un concept, na, să-ți placă, să poți să-l urmărești. Ai fi un moderator foarte bun într-o emisiune. Voi fi. Mor de nepotul tău, mulțumim. Ibi, mulțumesc din suflet și vă mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să fac jumătate de obiectiv. Ești la țară, da. Da, sunt la țară. Sunt la țară pentru că, vă spun cât se poate de sincer, când vin la țară, am cea mai mare inspirație să creez content pentru TikTok. Nu știu de ce. Îmi place foarte mult să creez content pe TikTok la țară. Atunci, Radu, aștept să mă suni tu. Da, Aurelia, o să te sun. Ți-am spus 100%, pentru că weekendul viitor, în săptămâna viitoare, nu mai vin la țară, că am treabă în București și automat o să fiu acolo. Așadar, ne auzim săptămâna viitoare cu ce am vorbit noi, deci rămâne săptămâna viitoare. Weekendul ăsta nu o să pot eu, ți-am zis, pentru că o să vin în București tocmai duminică seara. O să vin mâine pe strada ta. Nu e strada mea, că
din păcate n-am ajuns la nivelul la care să-mi cumpăr o stradă, dar ești invitată să vii mâine pe strada mea. Dar nu e strada mea. Era bine dacă aveam o stradă. Dacă aveam o stradă, cu mare drag te primeam pe strada mea. Da. Doamna Ștefana, mulțumesc că avem 50% din ce ai făcut. Vă iubesc tare mult. Bună seara, Mina. Ești foarte frumos. Mulțumesc din suflet. Îți place de Teodora de la Casa Iubirii, da? Și mamei îi place de Teodora și lui tatei îi place de Teodora. E frumoasă. Ce vreți să vă mint, să vă spun că nu e frumoasă? E o femeie bombă. Trebuie să fiu nebun să zic că nu e frumoasă. Are hazul ei. E frumoasă Teodora. Are 21 de ani și cântă. Bravo ei. Înseamnă că are talent. Felicitări. Și la cât mai multe proiecte. Pe ce stradă stai? Îți place de Francesca? Ce e Francesca? E concurentă în emisiune? Ioana, mulțumesc din suflet. A, dar stai că erau două fete. Era Teodora și mai era o fată. Băi, n-am văzut așa ca lumea, dar pănuiesc că e fată mișto. Dacă a acceptat-o la Casa Iubirii, cu siguranță este o fată mișto. Nu i-am urmărit comportamentul, v-am spus pe Teodora, pot să-mi dau cu părerea despre ea, pentru că o știu de până să vină la Casa Iubirii. O știu de la Anthony, din ce relații au avut ei înainte și așa mai departe. Adică pe Teodora o știu oarecum, nu o știu nici pe Teodora foarte bine. Dar o știu așa cât de cât, v-am zis. De la Anthony, de până să intre Anthony la Casa Iubirii, îmi povestea perioada respectivă, că a vorbit cu ea, adică o știu așa de la el și a avut doar cuvinte de laudă la Teodora, adică omul era super încântat de ea. Bem sâmbătă. Marian Lupu, te rog mult de tot să te oprești cu aceste afirmații pe live la mine, deoarece eu nu beau alcool. Te rog eu tare mult să te abții. Eu nu beau alcool, te rog eu mult, da? Te rog tare mult. Eu nu beau alcool. Când pleci la Mare Radu? Păi doar ce am venit, domnul Cristian. Când vreodată m-ai văzut tu pe mine, Marian Lupu, să bea eu alcool? Te rog tare mult să te apuci. De la aceste afirmații nefondate aici la mine pe live, da? Sunt niște afirmații nefondate, Marian Lupu, și s-ar putea să nu supăr foarte tare pe tine. Sâmbătă după trei. Până la 3, nu. După ora 3. Vorbim, ne auzim. Luați voi de grătar.